Guvernul Câțu a spus că nu va introduce nicio taxă, însă de la început de an anunță una pe care o vor plăti toți românii. Este vorba de taxa pe ambalaj la fiecare sticlă sau doză de aluminiu de apă, bere și suc cumpărată. Taxa pe ambalaje pregătită să fie introdusă în magazine. Este vorba de suma de 50 de bani pe care o va plăti în magazin fiecare român care cumpără o sticlă sau o doză. Mehedințenii nu sunt încântați de această propunere, deoarece în prezent suma plătită pentru o sticlă reciclată este derizorie. Eu nu de acord, vă dați seama, sunt pensionară și nu am o pensie așa, ci noi nu prea suntem de acord cu scumpirile, adică îngheață salarii, pensii număresc, dar totuși nu știu pe ce să pună taxe cât mai mari. Orice chestiune din asta la care ne ciup din venituri nu e în regulă. Deci dacă bine ar fi, de exemplu, oamenii să nu-ți păstreze stocul de sticle de astea de plastic, dar să te duci să iei aceiași bani pe care îi dai pentru ambalaj. Dacă ne dă cât le dăm noi, de acord. Dacă nu, să fie de acord. Pensionarii sunt speriați de această propunere. Atâta timp cât pensiile nu sunt mărite, poate nici această taxă nu va fi recuperată. Înseamnă că sunt nesimțiți, neserioși. Că zis că nu scumpești nimic, totul rămâne cum a fost în 2020. Acum n-ar ce mai umblă cu furse, vorba țiganului, știi? Nu pricep, dar nu, chiar n-am să pricep treaba asta. Ce legătură are ambalajul cu sticla? Dacă trecut prețul acolo total, rămâne așa. Funcționarea propriu-zisă a sistemului mai are de așteptat până la punerea la punct a infrastructurii. Aparatele unde duci produsele să-ți recuperezi banii și pe urmă rețeaua de preluare a ambalajelor de la toate aceste aparate.